Direct, un medic român din Strasburg a fost decorat de președintele Franței pentru contribuția adusă în lupta împotriva SARS-CoV-2. Radu Lupescu a primit pe 31 decembrie Ordinul Național al Meritului, iar decretul de decorare a fost publicat în Jurnalul Oficial al Franței. Alături de el, numeroși alți membri ai personalului medical francez au fost recompensați de președinte. Medicul anestezist a fost printre primele persoane care au avertizat asupra pericolului supraaglomerării spitalelor din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus.